De groază au prins viață weekendul acesta în București. Mulți nu au mai avut răbdare până marți, când este Halloween-ul și au început deja petrecerile. Sărbătoarea americană și-a făcut loc și la Art Safari, printre culorile vidi, maramure și pălinca folosită de vizitatori să stingă teamă. Atmosfera a fost completată cu un tur inedit, cu o mașină de epocă printre casele bântuite din capitală. Ghid a fost nimeni alta decât Maya Morgenstern. Ascultă și privește cu atenție pentru o experiență. Wow! Nemaipomenită, nemai întâlnită, nemai auzită. Într-o mașină de epocă te întâmpină majordomul familiei Adams și începe cel mai înfricoșător tur. Pe bancheta din spate ține companie Yuan, un schelet îmbrăcat festiv ca să-ți mai abată gândul de la aspectul lui funebru. În timpul călătoriei, vocea actriței Maya Morgenstern istorisește legendele impresionante, de exemplu despre un loc dispărut acum de lângă Palatul Telefoanelor din București. Crema culturală și boierească a orașului își dădea întâlnire la faimoasa terasă Otetelejan. Se spune că nopțile mai speciale, poate și cea de astăzi, fantomele boierilor și ale invitaților încă își fac veacul pe aici. E un joc al imaginației, nu e de-a înspăimântatul. Cu toții știm că e o convenție, e o poveste, e o scenă. Turul scoate la lumină legendele ascunse ale clădirilor din București. Ne aflăm chiar lângă una din oprile noastre, este vorba de fostul cinema Dacia sau cinema Marconi, cum a fost cunoscut. Putem să vedem un basorelief cu un cal, cu un schelet, un călărețul morții, să zicem așa, care calcă peste o femeie. Mi s-a părut o experiență inedită să vedem așa, să facem un tur spooky, să zicem așa, în această perioadă. După turul caselor bântuite, Art Safari este surpriza weekendului de Halloween.